Apolul opus, multe județe din țară sunt afectate puternic de secetă. În județul Maramureș s-a petrecut un fenomen bizar. Localnicii s-au trezit din senin cu sute de pești morți în lacul de lângă casele lor. Aceștia au pus fenomenul pe seama secetei și a reducerii oxigenului din apă. Aici sunt pești de nin, vă dați seama ce pești mari sunt. Uite ce pești aici. Vedeți, asta... vedeți, apă, fii serios. Se un sabotaj, o mână criminală. Așa ceva. Uitați-vă, pești la 30 de kilograme. Uitați-vă. Este dezastru pentru localnicii din localitatea Recea din județul Maramureș. Deși au sperat că seceta nu-i va afecta prea tare anul acesta, se pare că s-au înșelat. Din cauza temperaturilor caniculare din ultima perioadă, dar și din lipsa precipitațiilor, aceștia s-au trezit cu sute de pești morți în lacul de lângă pădurea din localitate. Până acum, 5 tone de pești au fost scoase la mal și aruncate. Totul s-a petrecut din cauza secetei, care a dus ulterior la reducerea oxigenului din apă. Imediat după producerea fenomenului, autoritățile locale s-au mobilizat și au încercat să salveze peștele rămas. Astfel, angajații primăriei au adus la fața locului pompe și hidrofoare cu care aruncă apă în speranța că apa se va oxigena și peștii vor reuși să treacă peste episodul de caniculă. Nu a fost stabilită pentru moment valoarea pagubelor, însă primarul din localitate este îngrijorat de faptul că pescarii din comună nu vor mai avea de unde să-și câștige pâinea.